pregătiți să începem închinarea din această dimineață, lăudând pe Domnul împreună cu cântarea de la numărul 260. Cântarea de la numărul 260. O cântare în care declarăm dragostea pentru Domnul Iisus Hristos și aș vrea să o facem conștienți de ceea ce spune Scriptura. Noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi. El ne-a iubit întâi și în această zi sărbătorim și ne amintim de dragostea Lui arătată la cruce pentru noi, pentru păcătoși, dragoste prin care ne-am mântuit. 260. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, a lumii plăcere nu mai doresc eu. Mai mult ca bucuria îți nu prețuiesc, de te-am iubit cândva, acum te iubesc. Ceresc,
Te iubim și vrem să trăim în această dragoste pentru Tine, dedicați și credincioși voii Tale. Amen. Mulțumim pentru dragostea Ta nemărginită, dragostea Ta care ne copleșește, ne constrânge. Doamne, vrem și în această dimineață să ne copleșești cu dragostea Ta, cu harul Tău. Amen. Să ne copleșești cu măreția Ta și cu sfințenia Ta. Doamne, dragostea Ta este sfântă, este curată, este cea mai măreață dragoste. De aceea ajută-ne și pe noi să răspundem cu o dragoste potrivită pentru Tine, pentru tot ceea ce ai făcut Tu pentru noi. Doamne, binecuvântă adunarea noastră. Binecuvântă pe toți cei ce au venit în acest loc. Frați și surori, prieteni, Doamne, copleșește-ne încă o dată cu adevărul Tău și cucerește-ne cu adevărul Tău și eliberează-ne prin adevărul Tău de orice lucru care încă ne stăpânește. Vrem să fim în întregimea Tăi. Dedicați total Ție și împărăției Tale. Sfințește-ne prin adevărul Tău. Binecuvântă închinarea, apropierea noastră de masa Ta, binecuvântă propovăduirea cuvântului. Rogul Tău care va propovădui, Doamne, vorbește-ne încă o dată. Cercetează-ne inimile și ajută-ne să stăm deschiși înaintea Ta, ca Tu să poți lucra prin Duhul Sfânt în noi și prin Cuvântul Tău. Amin. Toate le vrem pentru slava Ta, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Așa cum stăm, aș vrea să deschidem Scriptura pentru câteva versete, ca îndemn la rugăciune în această dimineață, când avem această ocazie să stăm în fața Domnului, la masa Domnului. Aș vrea să citesc câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 14 la 22. 1 Corinteni, capitolul 10, la versetul 14 la 22, pagina 1120. Iată ce spune cuvântul Domnului. De aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca un oameni cu judecată. Judecați voi singur ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua la parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Amin. Vă rog să ocupați locul. Iubiți frați și surori, iubiți oaspeți ai casei Domnului, vă salut în această dimineață cu dragoste, cu bucurie, în numele Domnului Iisus Hristos. Vă spun bun venit la timpul nostru de închinare, de părtășie ca Biserica Domnului, la timpul acesta în care stăm în fața Domnului, în fața Cuvântului și stăm și la masa Domnului astăzi ca Biserică răscumpărată. Și stând la masa Domnului, arătăm, trebuie să arătăm dragostea noastră pentru Domnul și părtășia pe care o avem cu El. Dincolo de elementele acestea simbolice pe care le luăm și în chip fizic, este părtășia spirituală, relația autentică pe care trebuie să o avem cu Domnul Iisus Hristos, o relație de dragoste totală pentru El. În acest capitol, în aceste versete pe care le-am citit, Pavel avertizează biserica din Corint cu privire la un pericol. Înainte le-a vorbit despre Israel, despre binecuvântările pe care le-a avut Israelul
binecuvântările spirituale, dincolo de cele fizice, dar și cele fizice. Și în versetul 5 din capitolul acesta este o afirmație cutremurătoare, deși toți spune, au ieșit și au trecut prin mare, au fost botezați într-un sens simbolic în mare pentru Moise, au mâncat mana, Dumnezeu i-a salvat, Dumnezeu i-a susținut cu mană. Observați ce spune chiar versetul 5. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui. Cei mai mulți. N-au fost. Deși au avut parte de aceleași binecuvântări, n-au fost plăcuți, ci apoi enumeră și spune că a scris aceste lucruri ca să ne slujească nouă pilde și enumeră că s-au închinat la idol, au curvit, l-au ispitit pe Dumnezeu, au cârtit. Apoi vine spre noi și spune și noi să fim atenți, să veghem, să nu cădem, să nu credem că suntem mai tari, ci să înțelegem că orice ispită care vine asupra noastră trebuie răbdată și biruită și, în mod special, ispita aceasta idolatriei, care este mereu actuală, chiar dacă nu avem idolatria păgână. Cineva spunea că inima omului este o fabrică de idoli. Idolii ne fabricăm așa de ușor, din inima noastră. În inima noastră. Și pentru că astăzi ne împărtășim la masa Domnului, aș vrea să înțelegem că iubirea noastră pentru Domnul și împărtășirea noastră cu Domnul înseamnă să nu-L împărțim pe Domnul cu nimeni. Asta spune Pavel aici. Nu-L împărțiți pe Domnul cu dragi în cele din urmă. Nu credeți că, să nu credeți că merge și cu Domnul și cu dragi. Pentru că în spatele idolilor, Pavel spune, un idol nu-i nimic în esență. Dar tocmai nimicul ăla e folosit de demon, de dragi. Nimicul ăla. Ce e o bucată de, cum erau idoli atunci, o bucată de lemn, o bucată de fier, o bucată de metal, din ce își făceau ei? Ci nimic. În fața Domnului. Dar bucata aia, în spatele ei, ce o plăcere care pare nevinovată? Deci nimic. Dar ce în spatele ei? Ce te împiedică de multe ori să vii chiar în ziua Domnului la casă? Un lucru de nimic. Deci, a, nu-i nimic, nu vin data asta, nu-i nimic. Ce te împiedică? Ce în spatele? Să iubim pe Domnul cu adevărat, cum spune din vechime, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea, înseamnă să nu-L împărțim cu nimic. În iubirea noastră, să nu credem că putem asocia și uni cu plăcerile și păcatele noastre și cu idolii noștri. De aceea aș vrea să ne cercetăm în această dimineață când stăm la masa Domnului. Îl iubim cu adevărat pe Domnul cu toată inima. Și mai înseamnă ceva ce spunem. Pavel aici, să iubim pe Domnul. Hristos care a murit pentru noi înseamnă să nu-L întărâtăm la gelozie. Să avem grijă să nu provocăm gelozia Domnului. Sau vrem să-L întărâtăm, spune la sfârșit, pe Domnul la gelozie? Nu știm ce înseamnă. Dumnezeu este gelos. E singurul care e gelos și sfânt în gelozia Lui. Și e drept să fie gelos. Să ne vrea pentru El. În întregime, pentru că El ne-a creat, El ne-a răscumpărat, El ne susține, El ne dă tot, El ne-a dat tot. Tot harul, atâta har, atâtea binecuvântări. Cum am putea să-L întărâtăm la gelozie, să-L împărtășim cu alții, să căutăm, să mergem la alții, cum spune și Iacov, suflete prea culpare. Nu știi că prietenia Lui este vrăjmășie cu Dumnezeu. Haideți să ne cercetăm în această dimineață inima, în relația noastră cu Domnul, îl iubim cu adevărat pe Domnul? Îl iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul? Și dacă îl iubim, să ne separăm categoric de orice lucru care pune stăpânire pe inima noastră și poate deveni un idol. Poate deveni
un rival al lui Dumnezeu în viața noastră. Să ne curățim de orice este în inima noastră prin sângele lui Hristos. Și să nu ne îndreptăm pe Domnul la gelozie, că nu suntem noi mai tari decât El. Suntem slabi și avem nevoie de El. Nu trebuie să-L provocăm, ci trebuie să-I arătăm dragoste și supunere și credincioșie. Domnul să ne ajute. Aș vrea ca, motivați de aceste adevăruri, să îi mulțumim Domnului că ne iubește cu o iubire atât de măreață. Și să-I cerem Domnului ca și iubirea noastră să fie prin Harul Lui și prin Duhul Lui în conformitate cu voia Lui, cu cerințele Lui, cu caracterul Lui. Să-I cerem Domnului o dragoste sfântă, neamestecată cu plăcerile și idolii noștri. Să dăm la o parte orice idol din viața noastră și să nu-L întărtăm pe Domnul la gelozie, ci să-I arătăm că iubim și să trăim în această dragoste. Domnul să ne ajute. Vă invit să vă ridicați și aș vrea ca motivat de aceste gânduri și de altele pe care le avem pe inimă și le aveți pe inimă să ne rugăm Domnului cu un frate și o soră din partea de jos, cu un frate și o soră din partea de sus, de la cor, ar vrea să ne rugăm motivați de aceste gânduri pentru zidirea noastră, pentru sfințirea noastră, pentru separarea noastră de orice nu-i compatibil cu Hristos, cu dragostea pentru El. Ar vrea să ne rugăm și pentru cei care sunt în suferințe, care și-ar dori, poate din toată inima să fie aici și nu pot, Domnul să-i întărească în sufletul lor și pe ei și în trup. Știm de sora Viorica Cioară, că este operată la picior, ne rugăm ca Domnul să se atingă în mod de sufletul ei și de trupul ei. Sora Lidia Stan este și ea operată la Timișoara. Să ne rugăm să se atingă Domnul și de ea. De celelalte surori și frați bolnavi, sora David, sora Rafila, Domnul să se atingă de fiecare și să ne lege tot mai mult inima de El într-o dragoste totală și sinceră. Amin. Vă rog să ocupați locurile și ascultăm corul lăudând pe Domnul cu o cântare.
Cântăm Domnului și prin cântarea de la numărul 80. În timpul acestei cântări, cinstim pe Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie și ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului, care va fi citit și apoi propovăduit de fratele Costor Beni. Cântarea de la numărul 80 ne amintește ce a făcut Domnul prin dragostea Lui pentru noi, de unde ne-a scos, cum ne-a salvat. De tot cufundat eram în păcatul lumii și pe Iisus nu-L știam, nici vestea salvării. Însă Iisus a venit, pe mine m-a aflat și din locul rătăcit, El m-a salvat. Ucenicilor săi la Marea Tiberiade. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei,
și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru i-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit, s-au suit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El i-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 100 de coți, 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jărate de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioare și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu puteza să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus i-a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Pentru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Amin. Amin. Și în această dimineață, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ne-am adunat în locul acesta să cinstim numele Lui, să cinstim numele Tău, să ne bucurăm de prezența Ta, să ne bucurăm împreună unii cu alții de părtășie înaintea Ta. Doamne, mulțumim că ne-ai dat putere, sănătate și dorința să fim aici. Acum că suntem aici, fă-ți pe deplin lucrarea și voia în fiecare din noi. Amin. Amin. Doresc din toată inima ca timpul pe care îl petrecem aici să nu fie un timp pierdut. Să fie un timp benefic pentru mintea și inima și sufletul fiecăruia dintre noi. De aceea te rog din toată inima, Doamne, prin Duhul Sfânt, lucrează în inimile noastre. Doamne, am citit aici cuvântul Tău, sunt cuvintele pe care le-ai lăsat pentru noi, sunt evenimente care vorbesc despre domnia Ta, despre puterea Ta, despre dreptul Tău de a stăpâni universul întreg și viețile noastre. Dă-ne înțelepciune să te lăsăm să fii Domn și peste viețile noastre. Amin. Aș dori ca fiecăruia dintre noi cuvântul Tău să-i fie îndemn. Amin. Mustrare, învățătură, îndrumare, imbold, pentru ca fiecare dintre noi să trăim sub domnia Ta. Amin. Sub domnia Celui ce ne-a răscumpărat. Celui ce merită toată slava și cinstea vecii vecilor. Amin. Vorbește-ne, cercetează-ne și fii binecuvântat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați.
M-am întors în această dimineață la Evanghelia după Ioan, la ultima dintre imaginile care erau programate la școala biblică, dar pentru că am absentat, n-am reușit să folosesc această imagine și acum, pentru că sunt aici, n-am vrut să irosesc niciuna dintre imaginile pe care la școala biblică am fost invitat să le urmărim din Evanghelia după Ioan și trebuie să spun că de foarte mulți ani fac lucrarea aceasta, dar parcă niciodată n-am avut atâta bucurie în inima mea să privesc în Evanghelia după Ioan și să văd frumusețea și imensitatea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea nădăjduiesc ca și astăzi să găsim o deosebită plăcere în acest capitol, în ceea ce acest capitol ne învață. Pentru că și contextul lui este semnificativ și toată frumusețea lui vine să îmbogățească frumusețea vieților noastre. După cum bine observați, îți face impresia că Ioan a încheiat tot ce a avut de spus în capitolul precedent. Pentru că în capitolul precedent el vine și ne spune că a selectat din lucrarea Domnului Iisus anumite lucrări, le-a așezat aici. Spune asta după ce Toma îl declară pe Hristos ca Domn și Dumnezeu personal. Și Ioan ne spune că intenția lui a fost tocmai asta, ca să ne relateze câteva din aceste evenimente și pe baza acestor relatate de el să credem și crezând să avem viață veșnică. Ei bine, iată că dincolo de frumusețea credinței care aduce viață veșnică, există o frumusețe pe care, aparte, pe care Ioan vrea să ne-o împărtășească în capitolul acesta. Nu a încheiat Evanghelia, păstrează un capitol care să aducă nu neapărat viață veșnică și credința în viață veșnică, ci să aducă o frumusețe aparte în inima celor ce au crezut și au mărturisit pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Este frumusețea de a-L vedea pe Domnul ca Domn în orice activitate, în orice moment, în orice împrejurare, pretutindeni, pe tot parcursul vieții noastre. E una să-L recunoști pe Hristos ca Domn, să ajungi să fii mântuit prin credința în El și să ajungi să ai asigurată viața veșnică prin credința în El, este alta să constați mereu că El e Domnul. Să-L vezi mereu la lucru. Să-I vezi mereu frumusețea. Și să te bucuri de această frumusețe în fiecare zi din viața ta. De aia avem un capitol adăugat. După ce îți face impresia că Ioan a terminat. În mare a terminat. Însă mai există și încă ne va spune că dacă ar fi să se scrie tot ce s-ar putea scrie ca să ne aducă bucurie în viață, dacă ar fi să se scrie tot ce s-ar putea scrie, am avea o foarte mare problemă. Pentru că spațiul necesar tuturor cuvintelor ar fi mult prea mic ca să le încapă. Ar fi nevoie de un spațiu mult mai mare. Și asta ne arată încă o dată ce minunată este această frumusețe a Domnului. Și nu pot să nu mă întreb mereu. O trăim? Dacă priviți textul acesta, el începe oarecum într-o notă tristă, într-o notă întunecată, într-o notă de faliment. Ajung în Galileea, li se spusese să meargă în Galileea, nu sunt toți, sunt doar 7, se gândesc să meargă la pescuit și decât să pierzi vremea, e mai bine să te îndeletnicești cu ceva, în așteptarea Domnului Iisus, toată noaptea pescuiesc și dimineața, după toată noaptea de pescuit, constată că n-au prins nimic. Și pe când probabil se pregăteau să se întoarcă la țărm fără niciun rezultat, probabil triști și necăjiți,
dintr-o dată totul se luminează. Se luminează nu numai pentru că este dimineață, ci se luminează pentru că are loc un eveniment în urma căruia unul dintre ucenici nu se mai poate controla și țipă. Ce țipă? E Domnul! Cel căruia îi se adresează ăsta, nici ăla nu-și mai dă seama ce face. Se îmbracă, se încinge și n-are răbdare să ajungă corabia la mare. Se aruncă în apă și vreo 100 de metri cât mai iau de la ei și până la mal, înoată ca să ajungă înaintea lor. Ceilalți se chinuiau cu corăbioara și cu... Vreau să observați momentul acesta extraordinar, care e un moment pe care noi n-ar trebui să îl evităm, să-l pierdem, să-l risipim. Pentru că, sigur, elementele tehnice nu sunt acolo. Noi nu suntem într-o barcă, nu suntem la pescuit. Pentru cei mai mulți dintre noi, pescuitul nu are nicio semnificație. Sigur, pentru alții are foarte mare semnificație. Depinde fiecare dintre noi. Frumusețea textului însă este că întotdeauna când ți se pare că situația e critică și nu mai are nicio ieșire și nu mai are niciun rezultat, când e întuneric și totul e faliment, atunci vine dintr-o dată lumina, înțelegerea luminii. Într-un fel e, așa cum am învățat, din păcate, cu prea puțini dintre noi, joi seara. Cei care ați fost cu noi, vă aduceți aminte că am învățat despre două moduri de a gândi și de a vorbi. Primul era modul simțurilor. Simt. Și pentru că simt anumite chestii, vorbesc. Dar am văzut ce prostii pot zice când vorbesc din ceea ce simt. Pe când am văzut că același om vorbește total diferit și gândește total diferit când vorbește nu din ceea ce simte, ci din ceea ce știe. E așa și aici. Domnul este Domnul. Această strigare, această recunoaștere, acest respect ar trebui să ne însoțească mereu. Pentru că nu există nicio clipă din viața noastră în care să fim fără Domnul. E dorința lui Ioan ca dincolo de credința de bază pe care o avem, că am citit, am recunoscut, l-am crezut, da, așa este, avem viață veșnică, este excepțional. Este însă mai mult de așteptat de la viața noastră decât am crezut, vine veșnicia, gata. Nu-i nimic gata. De când am crezut și până când ajungem acasă, e o perioadă pentru unii destul de lungă de timp. Îl vedem pe Domnul. Sau ne-am oprit la credința aia din prima zi, când da, am înțeles, am văzut, am crezut, așa, e bine, are dreptate, Ioan scrie bine, avem viață veșnică, ce bine. Nu. Avem nevoie de această realitate a prezenței sale, a recunoașterii sale. În fiecare zi. Altfel, ne-am prăpădit. În zile rele, ne-am prăpădit că e prea greu. În zile bune, ne-am prăpădit că am fi prea buiași. Prea plin de noi înșine. Am zice și noi ca cel îngânfat din Psalmul 10. Nu-i nenorocirea pentru mine, nu mă ajunge grabă. N-am eu treabă cu... Doresc în această zi să urmărim textul acesta și aș vrea să punctez câteva acțiuni supreme care îl desprind pe Hristos de orice altă ființă care există, care îl fac pe Hristos indispensabil vieților noastre
nu doar în vederea mântuirii și veșniciei noastre, ci în vederea trăirii noastre de fiecare zi. Pentru că El trebuie recunoscut ca Domn nu doar în teorie, ci și în trăire. Da, Ioan încheie porțiunea în care arată cât de important este să credem în El, să primim viață veșnică. Dar e mai mult de atât. E mult mai mult de atât. Deja era încheiată lucrarea de răscumpărare, jertfa Lui, învierea Lui. Deja Domnul Iisus li se și arătase ucenicilor de două ori. Dincolo de toate astea e mai mult. Și a trebuit ca fiecare dintre noi să-și dorească acest mai mult. Ce este splendid și strălucitor în viața mea și a ta față de ceilalți care nu L-au primit pe Domnul? Numai faptul că avem viață veșnică? Sau cunoașterea, nu simțul, nu simțirea, cunoașterea faptului că Domnul e Domnul în fiecare zi. Este Domnul în fiecare zi. Ei bine, vreau să urmărim aceste acțiuni absolute pentru că ele nu sunt doar teorie, cum spuneam mai devreme, ele sunt și trăire. Ele sunt evidente pe textul nostru și multe, multe lucruri se pot spune, evident că e un capitol vast, dar timpul meu este limitat în cele două mesaje de astăzi. Vreau să urmărim toate aceste acțiuni supreme care îl fac pe Iisus Hristos Domnul și care ar trebui să ne ajute să-L recunoaștem, pentru că, din nou, observați contextul. Contextul este un moment în care ucenicul, cel care scrie aceste cuvinte, aceste evenimente, este cel care realizează că cel de pe țărm nu-i oricine, ci este Domnul. Nu-L cunoșteau, n-aveau habar, plasele erau goale, barca era goală, urmau să se întoarcă fără niciun rezultat. Ei, dar dintr-o dată apare Domnul. Și toate se schimbă. Pentru că Domnul este Domnul. Amin. Mai întâi, acțiunea absolută, supremă, pe care o întâlnim în textul nostru, este Domnul Iisus. Este Domnul pentru că El conduce totul. El conduce totul. Vrei, nu vrei, îți place, nu-ți place, beneficiezi sau nu, înțelegi sau nu, totul este sub conducerea Lui. Cine a hotărât să li se arate din nou în Galileea? Cine le-a cerut să meargă în Galileea? Cine a rânduit toate socotelile și a determinat tot ceea ce se întâmplă în textul acesta? Cine a făcut ca după noapte întreagă, în care apele sunt goale, dintr-o dată să fie un banc mare de pește? Cine le-o fi spus peștilor să meargă acolo exact în clipa în care își aruncă plasa? Cine o fi știut că pe partea dreaptă sunt peștii? Cine conduce totul dacă nu cel ce, când ajung ăștia la mal, ghici ce găsesc? O fi fost și Domnul la pescuit? Înaintea lor? Cine conduce lucrurile dacă nu cel ce de la măreția și frumusețea înălțimii sale n-are nevoie de nimeni, urmăriți de la prezentul mare și întrebând, n-are nevoie de absolut nimeni. Când ei ajung pe țărm, deja peștele e pregătit de mâncare și el zice, nu, aduceți-i din apă. Hai să mâncăm și din aia.
Nu-i nicio mirare că Ioan când îl vede, când înțelege, când privește, când judecă și când tărește ce se întâmplă, nu mai are nimic altceva de zis decât este Domnul. Este Domnul. Există cel puțin patru moduri în care Domnul conduce tot ce întâlnim în textul nostru. De o parte, Domnul conduce programând complet totul. Nu există nicio ființă în acest univers care să știe să programeze totul atât de perfect cum o face Domnul. Probabil că multora dintre noi deseori le vine să spună, ei, dacă eram cu 5 minute mai devreme. Sau dacă aș fi întârziat 5 minute. Ați fost vreodată evenimente la care ziceți, bă, ce bine era dacă ajungeam cu un minut mai târziu, era... Știți de ce aș ajuns tocmai în minutul ăla? Știți cine pune minutele la oaltă? Clipele. Știți cine programează totul și nu lasă nimic neprogramat. Absolut nimic nu scapă de sub programul lui. Este cel ce pe tot parcursul acestei epistole a respectat programul. De câte ori i s-a zis, fă asta, zicea, n-a sosit ceasul. Și dintr-o dată zice, a sosit ceasul. Este cel care în viața universului întreg programează absolut totul. Programează în mod complet. Programează împrejurările. Ei ajung, stau degeaba, se hotărăsc să meargă. Evenimentul are loc pentru că Petru a hotărât să meargă la pescuit sau pentru că Domnul le-a programat în așa fel încât să le iasă în drum? Vreați? Nu există niciun eveniment, nicio împrejurare care să scape de sub mâna celui ce controlează și conduce toate lucrurile, celui ce programează într-un mod sistematic și complet absolut toate lucrurile. Cine a programat ca toată noaptea să nu existe niciun pește? Și dintr-o dată 153 de pești mari. Ne și spune. De-aia micuți nu. Domnul nu scupă de-aia micuți. Mari. Cine programează împrejurările? Cine le pune tocmai în felul ăsta? Mai uitați-vă și aș putea să spun multe. Uitați-vă, de exemplu, la un alt moment. Domnul îi spune lui Petru, vină după mine. Și zice, chiar în clipa aia trece pe lângă ei cine? Ioan. Și Petru, în loc să fie atent la ce zice Domnul, zice, dar ăsta? Cine a pus împrejurarea la o altă? Tocmai când se vorbește despre un lucru extrem de important, vine altul și distrage atenția. Ei, uite unde e problema noastră. Pentru că deseori simțim mai mult împrejurările decât pe dirijorul suprem. Suntem incontrolabili, dar suntem incontrolabili într-un sens negativ. Suntem speriați, supărați, îngrijorați, terminați. Am fost ieri dimineață într-o farmacie să ajut o soră de-a noastră. Înaintea noastră era o femeie care vreau 10 medicamente de nervi, de liniște, de toate. Asta pentru ce? Pentru liniște, asta pentru nervi, asta pentru... Oamenii ăștia. Incredibil. Ce frumos este să trăiești o viață convins de faptul că Domnul conduce totul. Că toate împrejurările din viața noastră sunt programate mai dinainte. Și dacă nu vă lămurește ce spune textul ăsta, amintiți-vă realitatea absolută pe care o pomenește Apostolul Pavel când în Romani capitolul 8 zice, de altă parte știm că... Atenție, opriți-vă un pic. Nu simțim. Da? Nu simțim. Revin asupra acestui lucru că atât țipăm cu simțurile noastre ca mă nebunim. Și așa e. Dacă mergi după simț,
Ghici. Îți pierzi mintea. Pavel zice știm. Nu-i ceva ce simțim, nu-i ceva ce bănuim. Alții simt că nu știu. Noi n-avem ce să simțim pentru că știm. Ce știm? Toate lucrurile. Nu unu, nu două, nu trei. Toate lucrurile sunt puse la oaltă de marele dirijor. Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cine programează împrejurările? E deosebit. Domnul programează și întâlnirea. Domnul vrea să li se arate din nou. E a treia oară, spune textul nostru, când Domnul li se arată. Și descoperim că Domnul îi întâlnește deseori pe ucenicii săi. În Faptele, capitolul 1, ne spune că zilele alea pe care Domnul i-a petrecut cu ei înainte de înălțare, îi învăța lucruri referitoare despre împărăția sa și le arăta că, într-adevăr, el este viu. Le demonstra lucrul acesta. Cine pregătește și programează întâlnirile din viața noastră? Și îndrăznesc să le duc până la cele mai intime pe care le doriți. Și există multe motive și un spectru larg pe care l-aș putea privi dimineața aceasta, dar n-am să-l fac din pricina timpului. Oamenii pe care îi întâlnesc, de ce oare îi întâlnesc? De ce sunt așezat într-un anumit loc? De ce întâlnesc anumiți oameni? De ce îi întâlnesc pe ăia și nu pe... De ce a rânduit Domnul o zi în care să mă întâlnească? Că eu l-am întâlnit nu pentru că eu l-am chemat, ci pentru că el m-a căutat. El este cel care iese în drum. Saul din Tars nu l-a căutat niciodată. Cine a programat întâlnirea? Tocmai pe drumul Damascului. Domnul este cel care ne întâlnește în călătoria noastră, în umblarea noastră. Este cel care programează întâlniri în viețile noastre. Întâlniri care ne afectează pe viață, posibil. Cum sunt partenerii noștri de viață, cu care ajungem, totul începe de la o simplă întâlnire. Și când are loc prima întâlnire, noi habar nu avem. Dar cel ce a programat-o știe că aia e prima din tot ce înseamnă o viață întreagă. Ce ne spun toate aceste adevăruri? El este și merită să fie întotdeauna Domnul. Suntem conștienți de faptul că El programează mai mult. Observați că El programează, cum să zic eu, însărcinarea sau, eu știu, întinderea vieții fiecăruia dintre noi. Uitați-vă în textul nostru, două vieți programate total diferit. Lui Petru îi spune că o să moară și când trece Ioan îi spune da, dacă eu vreau să rămân ăsta până vin eu. Doi ucenici, la fel de aproape de Domnul Iisus, partea cercului Petru și Ioan, mereu îi găsim împreună în Cartea Faptele Apostolilor, sunt parteneri de slujire, unuia îi este programată moartea, moartea ca preț pentru mărturia lui, și celuilalt? La 90 și aproape 100 de ani, Ioan ne scrie ultimele cărți. Cine le programează? Cine? Cine? Și întreb și eu. Poate fi o viață trăită mai înalt, mai frumos și mai liniștit ca viața pe care o conduce Domnul? Eu zic că nu.
când înțelegi că în conducerea Lui totul este programat. Și mai ales dacă adăugăm textul pe care l-am citat din Romani 8, în care ni se spune că totul este programat spre binele celor ce iubesc, după cum vom vedea și în textul nostru. Iubiții mei, aș dori din toată inima ca în această dimineață ființa noastră să tresalte de bucurie că El este Domnul. Că nimic nu-i scapă. Nimic nu-l surprinde. El programează totul. Că viața ta este programată de El. Că orice eveniment apare, n-ar trebui să te surprindă decât în măsura în care, e o surpriză de moment. Dar în rest ar trebui să știi că a fost de mult programat, că ar trebui să treci prin el, indiferent dacă înseamnă ca la Petru persecuție și suferință sau ca la Ioan viață lungă, să treci prin ele cu bucuria înțelegerii faptului că El este Domnul. Nu numai că programează totul, El produce complet. El conduce producând. Și aici mă uit la modul în care Domnul Iisus este foarte productiv. E productiv în, împlinirea, în esență, a scopului imediat. Au ieșit să pescuiască. M-am gândit că Domnul putea să-i cheme din loc la micul dejun cu plasa goală. Dar totuși Domnul hotărăște să nu-i aducă la mal cu plasa goală, deși El nu are nevoie de peștilor. Da? Înțelegem asta, nu? Nu are nevoie de peștilor, că deja peștele-i gata gătit. Pe jăratec. Pe grătar, adică. E gata pregătit. N-are nevoie de peștilor. Atunci de ce totuși le dă harul să prindă pește? De ce oare? De unde peștele? De unde apare peștele dintr-o dată? Cred că și ăla din apă a apărut ca și ăla după grătar. E Domnul. O fi șoptit peștilor în limba lor? Da. Pentru că Domnul produce. El produce în mod absolut tot ce este necesar. Și tot ce este necesar, nu numai în vederea împlinirii imediate a unui scop, ci și în împlinirea unei stări. În limba noastră e tradus un pic diferit, dar imaginea e aceeași. Domnul îi întreabă dacă au prins pește, dar sensul e același. Aveți ceva? De mâncare. De mâncare. De ce să întrebe Domnul dacă au ceva de mâncare, când deja pe grătare e peștele gata? Ca să le arate că El este Cel care produce totul, nu ei. Că dacă prind pentru că El face peștele, cheamă peștele, aduce peștele, știți tot experiența aia extraordinară în care Domnul Iisus trebuie să plătească sau vrea să plătească, chiar dacă n-ar trebui taxa și merge să tot la pescuit. Scoate peștele și ce are peștele? Banul care era necesar să se plătească taxele. Cum aveți zis eu, așa ne-ar fi și nouă simplu să plătim impozitele. Asta este lecția. Lecția este că Domnul poate produce orice, oricând, după buna sa plăcere. Nu există nicio nevoie, nicio stare, nicio apăsare în care Domnul să nu poată să răspundă și în care Domnul să nu poată să producă ceea ce este absolut necesar. El este Cel ce produce. El produce, putem intra și mai profund dacă vreți, o să stăm aici o vreme. Ascultați-L. Paște oile mele. Nu sunt produsul lui Petru,
Că vezi, a fost un predicator extraordinar și-o știu să țină o predică. Auzi ce predică într-o zi, 3.000 de suflet. N-au stat, da, predicator. N-are nicio legătură cu predicator. Pentru că oile nu sunt produsul predicatorului. Apropo, nici a corului, nici a orchestrei, nici a niciunui dintre noi. Oile sunt produsul Domnului. Pești produce el, hrană produce el, oi tot el produce. El produce tot. Nu e frumos? Exact asta intenționează Ioan să ne spună. Exact asta este intenția lui în acest capitol. Să ne arate că dacă vrem să trăim o viață frumoasă și îmbelșugată, să ne bazăm și să lăsăm pe Cel ce este Domn să fie. Ce să fie? Nu numai că programează și produce, El poruncește. Cel ce programează și produce este și Cel ce poruncește. Aruncați mreaja în partea dreaptă. Paște oile mele. Ce treabă ai? Tu vină după mine. Cine este sursa tuturor acestor porunci? Și vreau să înțelegeți un lucru. Dacă este absolut încântător și absolut spectaculos că Domnul pregătește totul și programează totul și viața noastră este toată sub controlul Lui în sensul ăsta și că El este Cel ce produce și ne dă tot ceea ce este necesar pentru noi, ar trebui să le punem împreună la pachet. Pentru că El nu este Domnul doar pentru că programează și produce, El este Domnul pentru că El poruncește. Și întotdeauna subliniez lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu poruncește pocăință, de asemenea. Dumnezeu poruncește sfințenie, de asemenea. Sunt porunci care vin înspre noi. Când Petru scrie cele două epistole ale sale, el le scrie cu condiția sau cu dorința de a ne ține mintea trează cu privire la porunca Domnului pe care o avem descrisă în cele două epistole. Fiți sfinți? Căci eu sunt? Sunt. Sigur că e extraordinar să ne grăbim să zicem, wow, ce superb e că Domnul programează tot și produce tot, asta e fain, ne place. Sigur că ne place, e extraordinar. Și El poate face asta, dar El este Domnul nu pentru că le face pe astea, El este Domnul pentru că nu numai pe astea le face. El este Cel care poruncește. Și poruncile Lui sunt porunci. Nu sunt păreri. Nu sunt legislația unui guvern sau unui parlament în care putem căuta ușițe de scăpare. Pentru că ceea ce observ eu că se întâmplă astăzi este ori o reinterpretare în care încercăm să spunem că poruncile nu mai sunt porunci, ori încercăm să facem Schweizer prin porunci. Încercăm să găsim portițe, așa cum încercăm să fentăm statul, guvernul, societatea și așa mai departe. Ei, nu merge. Pentru că Domnul este Cel ce este Domn, pentru că poruncește. Și când El poruncește, dacă este Domnul, noi ar trebui să ascultăm. Ultimul mod este, dincolo de această programare, de faptul că El produce și că poruncește, e faptul că El probează. În textul nostru, El probează unul dintre cele mai mari adevăruri. Care e acela? Că distanța dintre faliment și frumusețe în viață e determinată de o singură persoană. Fără El, ai falimentat pe veci. Cu El, ai o viață frumoasă pe veci. Cine? Domnul. Proba supremă. N-au prins nimic, barca e goală, ei sunt goi,
triști, n-au niciun orizont. Deodată apare Domnul și totul se schimbă. Barca plină, stomacul plin, inima plină, ființa plină. E Domnul. Proba acestui text este evidentă. Cine îl are pe Hristos ca Domn, va avea parte de o viață frumoasă până în veșnicie. Ceea ce nu înseamnă, va avea pentru o viață frumoasă? Zice, te vei duce unde nu, te vor duce unde nu vei voi. Va fi frumoasă? Da. Va fi frumoasă pentru că Domnul a programat aia. Și Petru se va simți onorat să poată să împlinească acest program pentru viața lui. E mai frumoasă viața lui Ioan că va trăi? Frumusețile sunt și într-un caz și în celălalt. Bazate nu pe împrejurările de care cei doi vor avea parte, ci pe cel ce le-a programat viața. Și pe cel ce probează și în textul acesta, și nu numai în textul acesta, ci peste tot în Scriptură. Acolo unde El este Domnul, biruința e categorică. Și frumusețea vieții e inegalabilă. Acolo unde nu este Hristos Domnul, acolo falimentul e sigur. Acolo blestemul e sigur. Și așa cum învățam în această dimineață, în mesajul fratelui Ilie, e foarte important să înțelegem că pe Domnul nu-L putem amesteca cu nimeni și nimic. În momentul în care îl amestecăm cu alte cele, ghiciți, deși El este Domnul în cazul nostru, nu mai este și nu știu dacă nu este una dintre problemele noastre. Pentru că îl amestecăm pe Domnul în prea multe nimicuri, în prea multe compromisuri, în prea multe chestii care n-au nicio legătură cu El. Bine, n-aș vrea să plece cineva să zică că eu am pretins că există domenii ale vieții care n-au nicio legătură cu El. Totul are legătură cu El. Numai că sunt multe nimicuri în viața noastră care ne încurcă, care nu ne lasă, care amestecă dedicarea noastră, dragostea noastră, dăruirea noastră. Așa cum vom vedea în această după-amiază, El este Domnul nu doar pentru că conduce totul. Știți de ce mai este Domnul? Și vă invit să fiți cu noi. Știți de ce mai este Domnul? Pentru că El cere totul. El cere totul. Când El a venit pentru noi, a fost totul sau nimic? Ei, la rândul Lui El cere ghici. Totul sau? Nu te obligă nimeni. Tu te vezi, îți dă viață, trăiește-ți-o cum ai tu chef, dacă vrei cu dracii, cu dracii, cu demonii, cu chestiile tale, cu plăcerile tale, trăiește-ți-o cum vrei. Dar nu îndrăzni să le amesteci. Nu îndrăzni să le amesteci. Nu îndrăzni să le amesteci. Pentru că Domnul Iisus nu cere nici jumătate, nici un sfert. El este Domn pentru că de vreme ce conduce totul, El cere totul. Aș dori ca în această dimineață, apropiindu-ne de masa Domnului, să înțelegem această, nu știu dacă v-ați gândit vreodată care e rostul acestui capitol în Biblie. Ei, ăsta e. E rolul de a ne trece dincolo de un moment al unei credințe, în urma căreia primim viață veșnică și ne bucurăm că păcatele noastre au fost iertate și am recunoscut că Iisus este Domn și Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Capitolul ăsta ne duce un pas mai departe.
de fapt este pasul unei vieți întregi, în care fiecare zi ar trebui să o spunem cu toată inima, și practic, și teoretic. Este Domnul. Este Domnul. Amin. Doresc ca în această dimineață să avem parte de momente de verificare, de cercetare, de înțelepciune, să ne stabilim bine și să înțelegem că El nu poate fi Domnul decât dacă este Domnul. Nu poate fi amestecat cu nimeni, nu poate fi împărțit, cum zicea fratele lui, cu nimeni. El trebuie să fie Domnul. Așa să fie. Amin. Amin. Să mulțumim Domnului pentru această dimineață, pentru timpul binecuvântat pe care Domnul ne-l-a dat în casa Lui, în cuvântul Lui, la masa Lui. Fratele Mircea Priscă ne va conduce cu voce tare în rugăciune. Tatăl Bun din Cerul, încercăm înaintea ta și de a văzut acestui servit și vreau să spunem că să venim aici în casa și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui și părtășia Duhului. Doamne, vrem să stăpânească inimile noastre și Tu, prin aceste manifestări ale Tale, să fii Domn cu adevărat peste viețile noastre, în tot ceea ce facem și în tot ceea ce suntem. Amin. Amin.